Colegiul Prefectural al județului Mehedin s-a reunit astăzi, 28 septembrie, în ședința ordinară. La întâlnirea desfășurată în sala mare a Palatului Administrativ a participat prefectul județului Mehedin, Cristinel Pavel, alături de reprezentanții instituțiilor publice care au prezentat rapoartele de activitate. Avem pe ordinea de zi la această ședință de Colegiul Prefectural, la primul punct, un material pe care îl prezintă doamna director Filip, de la Direcția Județeană de Statistică Mehedinți, și care face referire la evoluția principalilor indicatori economici și sociale ai județului pe primele 6 luni ale anului. La punctul 2 avem un material pregătit de domnul inspector șef Mergeani, care se referă la integrarea securității și sănătății în muncă în sectorul de învățământ, iar la punctul 3, un material prezentat de domnul director Pătrui de la Direcția Județeană de Cultură. Direcția Județeană de Statistică Mehedinți a prezentat un amplu material privind evoluția principalilor indicatori sociali și economici în primele 6 luni ale anului 2021. La această dată, populația județului Mehedinți reprezenta 1,2% din populația României, clasându-se pe locul 38 în ierarhia județelor. În toată această ierarhie este cuprins și municipiul București. Comparativ cu 1 ianuarie 2020, populația în județul Mehedinți a scăzut cu 3.038 persoane, respectiv cu 1,1%. Cauzele scăderii populației în județ o constituie excedentul persoanelor decedate față de persoanele născute, sporul natural este negativ, dar și mișcarea migratorie și internă cât și externă. Direcția Județeană pentru Cultură Mehedinți a prezentat un raport detaliat privind activitățile instituției în domeniul patrimoniului cultural național în acest an. Activitatea este dintre cele mai diverse. Avem activități și pe zona patrimoniului cultural mobil, adică ținem o evidență a bunurilor culturale mobile clasate din județul Mehedinți, aflate în administrarea instituțiilor de specialitate, dar eliberăm și certificate de export temporar sau adeverințe pentru bunuri culturale mobile pentru creatorii în viață. Situația pe acest domeniu nu este așa de intensă ca pe zona de monumente istorice. Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinți a adus în atenția membrilor Colegiului Prefectural un material despre integrarea securității și sănătății în muncă în sectorul de învățământ. Inspecția Muncii a avut în prima etapă un program pilot desfășurat în județul Sibiu, sub numele AVE, Asta vreau eu. După această etapă, considerându-se că proiectul este util și aduce beneficii sub aspectele prezentate anterior, el a fost implementat și dezvoltat la nivelul întregii țări, astfel încât acest proiect AVE, Asta vreau eu, se derulează inclusiv în județul Mehedinți de către ITM. Până în prezent, ITM Mehedinți împreună cu Inspectoratul Școlar al județului Mehedinți a desfășurat acțiuni informative la un număr de 6 unități școlare. Ședința Colegiului Prefectural s-a desfășurat în sistem hibrid din cauza actualului context epidemiologic. Mai exact, prezenți fizic au fost doar reprezentanții instituțiilor publice care au prezentat rapoartele de activitate împreună cu reprezentanții structurilor Ministerului Afacerilor Interne.